Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Club Weekend. Astăzi mi-am propus să stăm de vorbă cu Cătălin Bordea și să-l cunoaștem mai bine atât ca persoană publică, cât și ca om. Bună, îți mulțumesc în primul rând că ne-ai acordat puțin din timpul tău. Să rămână, vă mulțumesc frumos pentru invitație, cum ar veni. Și mulțumesc frumos că ați venit la spectacol. Ai fost la spectacol, nu? Și tu ai fost la spectacol, nu? Da, la spectacol. Aș vrea în primul rând să-mi spui care a fost prima ta legătură cu arta. A fost în Botoșani, am făcut liceu de artă, am făcut pictură și după aia m-am dus la teatru. Deci prima legătură a fost pictură în Botoșani. De unde s-a născut această pasiune pentru teatru și pentru actorie? Pentru că știu că tu ești în primul rând actor pe lângă ceea ce faci cu stand-up-ul. Da, nu, asta cu actoria s-a născut că la ore, studiind pictura și mai știu ce în atelier, vorbeam foarte mult, știi, și făceam semi-scenete sau glume pentru colegi, că la noi în clasă au fost mai multe fete decât băieți, au fost 3 băieți și restul fete, și vorbeam foarte mult pentru că, na, știi cum e, adică să stai acolo, să asculți o muzică, nu știu ce, la un moment dat îți vin anumite chestii și cu colegile și așa, și de acolo a pornit toată chestia asta. Mă fascina că mă uitam la televizor și vedeam actori sau vedeam filme sau chestii de genul ăsta și aveam și un prieten foarte bun în Botoșani care deja plecase la București și era actor și când veneam în Botoșani era într-un fel, știi, adică toată lumea era domnul actor de la București, nu știu ce. Și mi-a plăcut, am vrut să încerc altceva decât pictură. Și totuși ai regretat vreodată în timpul studiilor că te-ai apucat de acest drum? Ai dorit vreodată să faci altceva în afară de actorie? Nu, sub nicio formă. Eu actoria am pus-o în cui de chiar din anul 4, cred că. Stand-up-ul am început din anul 1 de facultate și asta m-a prins mult mai tare decât teatru, știi? Și am zis că dacă măcar să fac o chestie bine, să mă concentrez pe treaba respectivă, decât să le amestec și să nu fac nicio brânză, știi? Mi-a plăcut mult mai tare interacțiunea asta directă cu oamenii decât la teatru, unde ai o piesă și nu știu ce, și stai și ai aplaudă și nu știu cum, știi? Comunicarea asta m-a atras mai tare decât teatru. Dacă tot a venit vorba de începuturile tale în stand-up, mai ții minte una dintre primele glume pe care le-ai spus pe scenă? Nu mai țin minte că a fost o chestie legată de păr, că fix în perioada aia bănuiam eu că aș începe să chelesc, adică deja îi credeam pe ai mei care îmi spuneau, băi, o să-i semenul taică, tu, adică bunicii mei, știi? Și era chestia de păr, cum că taică-mi chel și o să chelesc și eu și făceam niște legături cum că îți cade părul de aici și îți crește în alte părți, nu știu ce, și nu înțelegeam care e treaba și cam asta a fost, cred că, prima glumă, dar era legată cu bunică-mea. Că eu am început cu bunica mea și câțiva comedianți spuneau, trebuie să scap la un moment dat. Niciodată nu o să scap, o să fac cu bunica mea până o fi să fie. Apropo de bunica ta, știu că ai fost crescut de ea. Ce părere are ea despre ceea ce faci tu acum și despre glumele pe seama ei? Ea a văzut un DVD la un moment dat, că scosesem un DVD cu Micuțul pentru FHM și m-am dus acasă și a zis, domnule, am văzut CD-ul cu Pricina și zic, ce părere a avut? Și zic, că cam înjuri. Zic, mamă, dar de unde am învățat eu înjurăturile respective, dacă nu de la tine? Ei, alte vremuri, mă, erau alte vremuri, eram mai tânăr, acum nu pot să mai... Nu, i-a plăcut, chiar i-a plăcut foarte tare. Oricum, ea susține cam tot ce fac eu, știi, și foarte mândră și chiar dacă faci, că vorbești într-un fel sau așa, nu o deranjează, știi? Ea a fost la spectacol și a văzut chiar, când am fost în Botoșani, a fost și a văzut. Și a văzut și pe net, a văzut și la TV, a văzut și DVD-ul, n-are nicio problemă. Pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să ne povestești una dintre cele mai neașteptate reacții pe care le-ai întâlnit la spectacolele tale de stand-up. Cele mai neașteptate reacții. Habar n-am. Nu știu, cred că faptul că la un moment dat a venit unul să mă bată. A venit unul să mă bată la Cernavodă, deși am fost rugat de prietenii lui să-l introduc în niște glume de ale mele, dar fără să fie nasol pentru el. Și l-a luat omul bând foarte mult și așa. A venit în spatele meu, m-a apucat de cap și a zis, gat. Am înțeles o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar gat. Moment în care toți din public au sărit pe ăla. Deci să-l bată, să-l omoare. Și eu eram cu microfonul cu o domnișoare, făceam, lăsați-l în pace, omul a avut un punct de vedere, hai să-l înțelegem. Și aia făceau și dădeau capace și dădeau șuturi și eu încercam să-i calmez pe ei. Cred că asta a fost cea mai ciudată și cea mai nasoală, dacă stau să mă gândesc. În rest, nu prea am avut, nu. Eu am și debitul ăsta verbal, știi, adică nu-ți dau șansa să zici ceva. Înțelegi? Eu am 40 de minute, mă duc până acolo, s-a pus punct, te-am pus la revedere. Ai vrut să zici ceva? Aie, vin data viitoare, îmi zici înainte sau după, dar după plec. Deci nu le dau. Micuțul, uite, e alt gen. Le dă posibilitatea să vorbească cu el. Sau dacă spune ceva din public, imediat ce ai zis, ce nu știu ce. N-au nicio șansă. Mă duc tren accelerat personal Botoșani București.
totuși, este Cătălin Bordea așa cum îl știm cu toții, omul acela mereu vesel, sau ai și tu zilele tale proaste? Da, am zile proaste, numai că eu am fost crescut într-o familie în care tot ce era negativ și tot ce era de suferit sau așa, se trecea peste cu glume, știi? Adică, eu nu știu dacă în familia mea s-a suferit mai mult de 3 zile vreodată. Totul era gata, 3 zile, avem vin de butuc, avem mâncare, avem un acoperiș deasupra capului, toată lumea face, toată lumea moare, toată lumea se îmbolnăvește, toată lumea nu știu ce, suntem sănătoși, Doamne ajută, hai să trecem mai departe. N-am fost trist, rău, rău de tot, nu, adică foarte scurt, foarte, foarte scurt. Am realizat, am înțeles și am trecut mai departe. Multă lume este curioasă în ceea ce privește tatuajele tale. Când ți-ai făcut primul tatuaj și ce semnifică el? Primul tatuaj nu semnifică absolut nimic. Este cel mai urât tatuaj din lume. L-am făcut exact în seara în care treceam de la 17 la 18 ani, ca un fel de răzvrătire împotriva mea. De revoltă. Da, ca un fel de chestie. Oricum nu mă controla nimeni, înțelegi? Taic mi-era cine știe unde, mai mi-era nu știu cine unde, eram singur în Botoșan și gata, să vedeți ce vă fac. Nu era nimeni lângă mine. E cel mai urât tatuaj. Un drac cu papion și cu o secură însângerată. Nimic nu reprezintă. Dacă era un drac corect făcut, cu o secure corect făcută, cu sânge, nu știu ce, era ok. Dar așa e o tâmpenie mare pe spate, pe care încerc să o acopăr și nu pot. Apropo de revoltă și de faptul că nu te controla nimeni, am citit undeva că la fel a fost și atunci când te-ai apucat de fumat. Ai fumat în fața mamei tale și așteptai ca ea să-ți dea o palmă și chiar îți doreai o palmă și totuși nu ai primit-o. Nu știu, într-un fel, lipsa acestor momente speciale pe care orice adolescent sau orice copil le trăiește, au avut vreun efect asupra ta? Te-au făcut să te maturizezi mai repede, să încerci să te descurci mai repede singur? Nu știu. Eu n-am simțit lipsa. Lipsa o simți când ai și la un moment dat se rupe, știi? Adică dacă pe la o anumită vârstă ai părinții și după aia se întâmplă ceva cu ei și nu-i mai ai, e nasol, știi? Deci eu nu ai avându-i niciodată, la mine a fost ca și cum vedeam alți oameni care aveau părinți și eram, da, se întâmplă, eu e treaba, e alegerea voastră, știi? N-am avut nicio problemă, am crescut singur, crescut de bunici, mă rog, dar am fost lăsat de capul meu, când un copil e lăsat de capul lui, parcă nu face chestii nasoale, știi? Adică nu vedea rostul, adică și chiar dacă făceam, mă drogam sau mai știu eu ce, cine vedea? Adică tot eu trăgeam, știi? Adică dacă mă drogam, mai mea nu era acolo să spună, mă, nu mai folosi substanțele astea, că te distrugi. Tot eu eram cu substanțele, ea era dragă. Înțelegi? Nu că te maturizează, te învață să crești singur. E o diferență foarte mare. Înțelegi că nu o să mă maturizez, cred că niciodată. Dar înveți să gătești, înveți să-ți faci curat, înveți să ai grijă de tine, înveți să vezi ce înseamnă responsabilitatea unei chirii, unei întrețineri, unei lumini, adică să te gândești la ziua de mâine, pentru că nu e nimeni acolo ca să-ți o asigure, știi? În rest, super fericire. Gândește că în clasa zice, aveam apartament cu 3 camere, luat din mătușa mea care plecase în Japonia să facă balet. Nu făcea balet. Dar se câștigă bani din baletul ăsta, după cât se părea. Așa. Și stăteam singur în clasa 10-a, într-un apartament cu 3 camere. Ce poate fi mai mișto? Ei, uite. Abel, erai cel mai apreciat dintre colegii tăi, de exemplu. Da, nu chiar. Adică erau concentrați pe artă, de nu știu ce, veneau la mine ca să emiți uita la trezor. Asta era singura chestie pe care o făceam. În rest, baierame, treburi, niciodată. Nu aveam chestie să fac curat, să nu știu ce. Că atunci când stai cu părinții și faci tâmpenii, vine mai a doua zi, ok, te pedepsești, dar faci curat, înțelegi? Așa, dacă dădeam baieram, tot eu trebuia să fac, adică tot a doua zi dădeam cu aspiratorul, cu aoleu, câta muncă. Așa că am zis, nu, mulțumesc frumos, dacă vrei să ne distrăm în bucătărie. Înțelegi? Și aici putem să facem oriunde, în parc, numai că era mai cald în bucătărie. În final aș vrea să-mi spui, având în vedere că urmează să-ți întemeiezi o familie, crezi că o să te schimbi vreodată? O să fii genul ăla de om mai liniștit? Nu prea, nu prea. Eu am un plan malefic pentru copilul meu, o să-l chinui foarte tare, sincer vorbesc, chiar o să-l chinui foarte tare, o să-l îmbrac în pui în prima zi de școală, o să-l îmbrac în pui, vorbesc foarte serios, deci filmez treaba asta, o să rămân acolo la 18-19 ani, o să râd, m-am dus, presupun, dacă vreau să fie distrus psihic, dar vreau să-l îmbrac în personaj, vreau să-l trimit în clasa 6-a îmbrăcat în Catwoman, să intru peste, din logica ce să facă, că astea sunt hainele pe care le dau, adică ori în puțulica goară, ori în chetumă, o să leagă în chetumă. Vreau să râd de el foarte tare, vreau să intru peste el în clasă, să zic, l-am prins masturbându-se, ele, și să plec. Dar filmez, tot filmez. Așa, dacă am fată, nu m-am gândit. Chiar asta vreau să te întreb acum. Fată, nu știu exact, mai văd. Dar, până acum, tot planurile mele e băiat. Nu o să mă schimb niciodată. Și la noi în casă se râde foarte mult,
mea mă lasă să beau, mă lasă să plec, mă lasă să fac absolut ce vreau eu. Și e ca și atunci când ai părinți. Dacă cineva îți dă libertate, nu faci chestii. Înțelegi? Dacă mea mă ținea tranga, de nu știu ce, tocmai era aici, mie. Și făceam tâmpenii. Înțelegi? Doar de dragul de a, nu știu, de a fi eu șmecher. Dar nu fac. O să am fată, o să o îmbrac în Superman, o să o rad în cap. Nu m-am gândit încă, o să văd. Ai tot timpul din lume. Băi, și o fată, îl îmbraci pe ăla în Superman sau un pui și pe asta normal, îi pui în aceeași bancă, să uită la el așa, e frate. Ce ăla pui îmbrăcat. Ce tare ar fi. Da. Eu îți mulțumesc pentru că mi-ai răspuns în această seară la întrebări și te mai așteptăm oricând la Rădăuți, pentru că, din câte știu, nu este prima dată când ai venit, am mai fost la spectacole de ale tale, ceea ce înseamnă că ți-a plăcut atmosfera de aici. Da, foarte mișto, chiar e un public extraordinar, vorbesc serios, cum a zis și micuțul în seara asta, sunt glume la care nu se râde în București, pentru că oamenii sunt așa și aici se râde, înțelegi? Sau în Moldova, sau chiar și în Ardeal, sunt niște orașe extraordinare care chiar publicul răspunde cum trebuie. Iar Rădăuți e unul dintre orașele astea. Foarte mișto oameni, foarte, foarte mișto. Oricum, suntem de pe aici, de ai tăi, cum s-ar spune. Da, când am fost în Rădăuți, eram în Botoșani, adică știam că este o ciorbă, dar atât, adică nu știam ce ciorbă, cum, nu știu ce. Când am vrut prima oară, am fost și am mâncat la doamna care a inventat ciorba respectivă, are și diplomă, perete. Era fain așa, nu mai făcut. Da, o să revenim cu mare drag și vă mulțumim frumos că ne primiți în fiecare seară, adică când venim. Să rămână, mulțumesc! Mulțumesc și eu!